Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Weekendul ăsta, dacă sunteți pe la Sibiu, mergeți la Muzeul Astra. Muzeul Astra din Sibiu e puțin în afară, înspre Cisnădioară. Pe stânga. Da, mă rog, pe dreapta acum te duci. Așa. Dar poate și pe stânga dacă te întorci. Asta zic, că la întoarcere o să merg. E foarte frumos, muzeul oricum merită vizitat oricând, dar în mod excepțional, în această duminică, înțeleg că cei persoanele care, sau vizitatorii care sunt îmbrăcați în costum popular, o să aibă acces gratuit în muzeul Astra. Și chiar dacă nu aveți costum popular de intrat acolo, o să fie foarte frumos probabil totul la muzeul care e în aer liber. Păi da, ar fi tare fain să fie toți vizitatori în costum popular. Da, nu cred că, adică nu va fi interzis pentru cei care o să vină haine civile. Dar o să fie foarte frumos decorul și cred că o să poată face fotografii frumoase și o să poată filma frumos acolo. Doamnele sunt așteptate în Ie, Poale, Șurț și Cătrință. Șurț. Comunica, dar Șurț este... Șurț e șorț. Ok. Vine din germanul Șurț. Și interesant, adică mă întreb, nu știu dacă etimologia e că a fost preluat cuvântul din germană în zona aia să se ască. 100%. Pentru că, 100%, dar el vine din latinește, din latină, ex curtus. Curtus. Scurt. Și scurt în germană e curț. Da. Interesant. Pum, am luat un cuvânt latinesc din germană. Da, e un hibrid până la urmă. Da. Bărbații sunt așteptați, evident, în cămașă, cioareci, laibăr și clop. Cioareci? Laibăr? Da, cioareci. Cioarecii sunt pantalonii aia pe picior. Păi și laibărul ce sunt? Da, știi că etimologia cuvântului cioareci nu e cunoscută, adică nu se știe de unde vine cioareci. De la șoareci. De la șoareci? Și eu cred la fel, da. Și de ce de ai șoareci pe picior? Un șoarece cu aia, de la latinesc? Cine arată ca șoarecele? Cetățeanul care poartă colanții aia pe el. Mă, ești bine? Serios, cred că arată ca ce șoareci ești, băi. Ce șoareci ești? Arăți ca un șoareci. Asta, păi stai, băi, astea ești, sunt... Aici e Transilvania, nu? Păi da, dar nu mai... Păi nu, că redeau moldovenii de-i. Nu mai vine din latinescul cioareci, ci din moldovenescul cioareci. Da. Iar laibărul este un fel de manta lungă pe care o poartă ciobanii și care am verificat vine din dialectul săsesc, unde se zice laibăl. Deci e un fel de arbitraj, dar pe dos. Adică iar nemții spun laibăl, noi am spus laibăr. Avem probleme mari și am mai făcut o inflexiune și l-am făcut pateu de Crăciun. Și da. Dar e frumos și sunt foarte frumoase tradițiile astea. Mi-ar plăcea să extindă și în alte muzee țărănești sau nu doar. Știu unde am văzut? Hai să râzi. Am văzut în Thailanda. Este, în Thailanda? Da, în Thailanda, în situri istorice ale lor, care sunt vizitate, acolo se duc, nu doar sunt transportați turiștii străini, care, mă rog, înțeleg cât pot să înțeleagă din ce văd acolo, dar se duc localnici. În weekend, cu copiii, fac inclusiv excursii organizate cu școala și enorm de mulți dintre ei se îmbracă în costume populare thailandeze. Unii, e clar, adică se vede pe costumele respective că sunt adevărate, sunt super elaborate, de calitate grozavă, sunt vechi, se vede pe ele că sunt lucrate, dar se pot cumpăra ca să intri și să te plimbi, să-ți faci niște fotografii acolo, printre ruine, cum ar veni, pot cumpăra costume la intrare. Sunt standuri întregi de unde își cumpără pentru copii și pentru adulți Mișta. Costume. Care, sigur, nu sunt atât de elaborate și atât de bună calitate, nu au calitatea de bună ca alea vechi. Dar sunt fotogenice. Da, sunt foarte fotogenice și e frumos Instagramabile, da. Și e frumos că se duc în felul ăsta și apără și respectă tradițiile și fac câteva fotografii pe care le pun în arhiva familiei. Și au și tailandezii cioareci? Și laibăl. Și laibăl? Da. Au lață. Lață singur au. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.